Bună și bine v-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars. Ce? Cine-i playerul ăsta? I-am dat acceptă. Efectiv, cine ești? Nu știu. Probabil o copie pe BBD, pentru că știu că BBD acum e pora ei de culcare, adică telefonul ei este la mine, efectiv. Ce scrie? Nu scris nimic. Vreau să facem și eu o introducere smecră, dar... Salut! Salut! Tu cine ești? Să vedem ce avem aici, nu? Ce avem eu? Nimic. Eu sunt... Nici nu știu să scrie playerul ăsta random. Eu sunt, să vedem ce este. Probabil ea este... Și după... Uitați, am jucat la ranked, m-am nervat de doamne ferește. Am făcut gold 3, dar prin sărbările astea ranked nimic nu mi-a picat. BBD-ia. Bro, ce? Mă bună decât ultima, cum adică ultima? Adică... Cea cu care am filmat până acum? Ce s-a întâmplat, tati? Ce s-a întâmplat? Eu acum stau un pic atat, mă duc. Ce s-a întâmplat? Știu că filmezi cu fanii. Ce s-a întâmplat? Cum? Dar parcă ți-am luat telefonul. Dar păi eu nu știu cu telefon. Calculator. Îl confisc. De ce? Pentru că... O secundă, așteptați. Ok, scuzați-mă un pic. Știi că, Catalia, eu acum mă joc pe Minecraft. Da, eu nu mă joc pe Bowl. Este ceva parcă puteți cu abonații? Tu joacă-te liniștită Minecraft, eu aici... Dau un match intens cu abonații. Dacă înțelegeți ce vreau să zic. Ce abonați? O secundă. Eu am venit să locuiesc. Cine-ți scrie? Ce s-a întâmplat? Mă rog, eu efectiv înțeleg. Ai... Pro ce? Bebe, tu puți? Nu, tati. Ce s-a întâmplat? Un abonat zice că puți. Tati, e poate și abonat. Asta e un abonat, nu eu. Tu cred că ar trebui să te duci... Nu trebuia să faci ceva cam prin bucătărie, îmi pare că nu? Nu. Hai că deja e timpul tău de culcare. Bine, merg la Melica în pat. Noapte bună! Noapte bună, papa, bună! Bă, deci, efectiv, nu înțeleg ce se întâmplă. Veniți să locuiesc pe BBD-a, era prea și pute, eu sunt cea mai mare fană a ta? Cum adică? Fana numărul 0? Sunt nici nu fană! Cum adică? Asta înseamnă că nu ești fană! Dacă ești fană numărul 0... Cred că nu știu ce să zic, dacă aș ai ghicit,
Adică că nu ești o fană? Deci, ce am zicit? Nu înțeleg nimic. Bro, am vrut să filmez eu aici un clip interesant. Dar nu înțeleg nimic. Eu? Nu. Gata, dau. Ce s-a întâmplat atunci? Nimic. Dar citește cu voce tale. Abonați-vă să audă. Bebede, du-te înapoi la tine, la paci, culcă-te. Bine, dar trebuie să lăsi toate la abonați, bine? Noapte bună. Noapte bună. Cum adică mă găsești și vreau să fii bebele meu? Nu. Nu. Vreau să... Nu mă lasă să dau liv. Efectiv, nu mă lasă să dau liv. Și încă și râde. Cred că nu știu. Nu prea am ce să zic. Ce scrie și acum? Ești bu... Nu. Nu. Bloc. Pentru ce a trebuit să accept acel făcând invitație? Cred că hai să trecem, o să ignorăm playerul ăsta ciudat și o să trecem la noi pe show. Și după cum vă ziceam, voiam să iau această ofertă cu Surgin, nu știu dacă spun corect. Și cred că o să rămână geamul de Evil Jean. Sau, bă, nu cred că o să-mi rămână de Space Merit. Și... Da, tati, acum să înțelegeți că el ia o ofertă foarte, foarte scumpă, anume aceea cu Gino. Eu acum încă nu sunt la calculator. Ce bolet. Dar uitați-vă aici. Adică, tot eu nu le-am arătat nimic. Da, eu nu mă duc, eu nu filmez. Da. Și ce mai zice bebelea acela? Care bebe? Nu, eu nu ziceai tu acolo ceva de un bebe. Bă, cum adică să vină? Bă, nu există. Să vede când bebe. Ok. Hai să ne luăm oferte la azi și să o lăsăm în pace. Ok, și revenim când le luăm. Și... 551. Bobo e cel mai mare din lume și te mănâncă când se ascunde sub pat. Doamne, ce baby mai ești ăsta? Ne aduce aminte de bebe de ea. Te-ai zis de ce m-a chemat? Nu, mi-a aduce aminte că ziceai că Bobo e rău și te mănâncă noapte de sub pat. Da, eu de ce pleci cu animalul niciodată sub pat? Gata, dacă a căzut unicornul meu, e papa. I-a mâncat baba. Hai. 3, 2, 1, și! Și! Dar eu acum ați înțeles cu palată. Oferta. Și... Surge! Clower Surge! Ok, în sfârșit și Surgin! Sand of Time! Ok, deci neapărat trebuie să fac asta. N-am cum. Efectiv.
Tati, dar mai scrie nimic. Hai să-mi pun și skin-ul. Uite dacă de faină e. Nu te cred, mai lipsesc 20 ceva de gemul și o să-l pot lua și evil. Ăsta. Băi, dă-te cum 59 de gemuri. Tati, dar nu mai scrie nimic? O secundă, că nimic. Nu s-a atent la ea. Mă ignor. A, bine. Tati, poate să simți alor. Tati, poate să ce bebe de ea? Nimic, nimic, eu nu sunt pe cerbol. Eu mă uitam la tine pe monitor, să mă țoc încă un pic cu poneiții, apoi mă pun la țiunit. L-am pe surgin. N-a ce mesaj. Pe mojul, tu te malici cu mine sau la duc. Când o să vii tu mare, eu deja o să fiu moșneag. Așa că nu și bau nu există, așa că... Nici nu știu ce să mai zic. Nu mai știu ce să zic. Acum ne malitam, nu. Ce? Tati, eu nu am nimic. Ce zici? Ciudat-o, hai de rege odată. A, nu, eu vreau showdown. Tati, dar nu vrei să plăzinți un pic la abonat skin-ul? După cum vedeți, într-un fel, un duh magic, o sabie în mână și tot felul animație, efectiv, o secundă să-l iau. Deci, el vine așa, fără ochelari, scoate sabia, își duci capul în aer și îi apar niște ochelari, ca pe magie, nu știu cum. Și este și pe un nor. Să o rungi pe pepetea la gune și să mă adopți pe mine. Nu. Nu, gata, mi-e destul. Alo, gata cu farsele astea, gata. Dar nimeni nu-ți face nicio față. De ce? Pentru că nu și nu, gata. Ce te-a întrebat? Ce te-a întrebat? Gata cu farsele astea. Nimic. Ce te-a întrebat? Spune! Tati! Pot întreba ceva legat de altceva. Tati! Spune că-l chem pe Baobab acuța. Ai, dacă nu, stai un pic. Tati. Tu nu cumva ești pe petreia. Nu. Da. Să-ți mai zic un motiv ciudat, de ce nu arunc pe bebe de la cu noi, că iubesc și că el este bebele meu. Tati, ai fost plencuit! Tati, ai fost plencuit, asta e la eu! Tati, mă iubește! Tati, mă iubește! Ești pedepsită un an! Nu poți, pentru că mă iubești! Tati, eu pot să te pedepsesc! Tati, are cunoscut! Da. Ți-a plăcut plencul de astăzi? Nu, și o să te pedepsesc un an. Dar dacă le plac la abonați, atunci nu mă pedepsesc. Abonații îți decid soarta. Scrie în comentarii dacă ți adună multe vizionări și like-uri, probabil că nu o să mă supăr, dar să zică și în comentarii. Bine, atunci haideți să mai dăm un meci așa de la gomeciului. Să testăm și noul blau-lalal. Tati, și vom încheia acest poate, clip foarte amuzant cu false. Nu, poate bebele ar vrea încheia clipul, dar eu vreau să fac... vreau să fac un meci de astăzi, cred că vreo cât... Tum. Vreo... Ați văzut că Serge, el de fapt skin-ul ăsta,
el stă pe, de fapt, un nord acum, el merge. Da, el merge, ce grinzi, dar nu-mi place, că dacă el o să zboare peste noi și o să călălească un unicorn mare. Opa! Ce s-a întâmplat, bebedeia? De ce este pe loc? Kill my ram. I'm sorry. Scuzați-mă, se pare că mi-a dat, nu știu, cineva m-a împușcat și mi-a dat o măță, Silena. Tate-mă, a dat o măță, Silena, unicol. Ți-a dat crash jocul. Cum mi-a dat crash? Ce înseamnă asta? Ce scoți din joc? Ce scoți din joc? Ce înseamnă asta? Ia-l tu! Nu, ia-l tu! Eu îl las acolo, sincer. Eu tot. Ok. Ok. De ce este așa de urât? Că-mi place când sunt urât. Tati, dar tu chiar m-ai crezut la plâncul meu? La final deja nu, pentru că se vedea că Bau-Bau e specialitatea ta. Este cel mai înfricoșător monstru. Eu nu pot să mă uit sub pat. Bum! Folio ca el zapală. Tu nu ți cânte cu oale câte ghiale ale cum o alăta Bau-Bau. Da, vrei să crezi fiecare câte prostie. Câte fioloție oale cum o alăta Bau-Bau. Hei, îmi e frică, îmi e frică. Îmi e frică, îmi e frică. Nu mi e frică. Îmi e frică, îmi e frică de Bau-Bau. Îmi e frică, îmi e frică de Bau-Bau. Îmi e frică, îmi e... Tati, de ce ai observat asta? De Bau-Bau. Tu ai afine, ai afine aici sus. Dar te ale afine pe coțum. Da, da, re, play again. Nu, 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 asta e la ultimul moment. Așa revenim, eu aș vrea să fac și 100 de trofee pe el. Și apropo, dacă vreți să vedeți cum a decolistat falța aceasta, aveți și canalul BBD ei. Da, ce vă uitați la mănâncit să vedeți cum BBD a planificat asta. Și canalul este numește Andreea Nicoleta Cosma. Da, bine. Da, de ce? Pentru că ați-am văzut eu. Apropo, să știți că în curând voi postea un sondaj unde se va, voi vrea să alegeți o nouă poză de profil pentru canalul meu. Așa că vă aștept la mine pe canal să-mi dați share și like minunat, un mare like și un bun butonul de subscribe și abia aștept să împărtășim excelent alături de voi și să facem un nou videoclipul de Brawl Stars. Da, cred că ar trebui și eu într-un fel să-mi schimb poza de profil, dar încă nu știu care. De ce nu schimbi una clasică cu Bowser? Nu știu, poate mă gândeam în cam, cred că probabil luna, în lunile viitoare voi posta și un sondaj. De ce lunile viitoare? Pentru că pe cum nu prea am idei. Nu ai idei de poze? Da, care s-ar potrivi la canal. Eu am niște poze foarte cute. Dacă aștept cu nelăbdare o mesi alături, doar că trebuie să selectez mai întâi pe cele mai frumoase și m-a ajutat voi să aleg una. Uite-te. Bum. Uite cum spal eu testul ăsta, așa să explodeze și butonul de like. Eu mă duc pe asta. Eu mă duc în onii pe robotul meu. Pentru că eu l-am construit și el oricum am zis. Și eu am mulit din cauza ta. Eu voi esua! The play again, te rog. V-a plăcut noua mea muzică? Așa s-a început și meciul. V-a plăcut?
Mă gândesc ca să transform într-o melodie. Să se fie tu, 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 tu. Știu că este melodia de la Brawl Stars. Eu mă gândesc să cânt Brawl Stars, Brawl Stars. Îi iubesc. Vreau să dați cu toții să subscribe. Crezi că o să fac asta? Fugi! Nu! Mă, ajutor! Cum adică în piesă? Vrei să scoți o piesă? Da, cu tine. Care o să... Nu o să faci nimic. Mulțumesc să uiți la mine că eu sunt de frumoasă. Dar nu, pentru piesă e muncă. Nu e adevărat, eu cânt atât de frumos încât nu e. E mult de... E greu să faci o piesă. Nu e adevărat, pentru tine e greu, pentru că tu ești bătlân. Chis bătlân, eu sunt fată mică, eu o să lucrez de 5 ori mai repede decât play ca tine. Mă chezi? Ok, avem și... încă mine. Ce zici? Mai câștigăm două meciuri și cred că se încheie și videoclipul. Eu sunt foarte mulțumit, o să joc și foarte mult în afara episodului. Dar n-ai vrea să le arăți abonaților ce s-a picat? Efectiv, din starul legendar care s-a dat ieri, pe BD e picat Ember. Când mi-e un star power pe Jesse, care e cel mai prost. Așa sunt eu, o fată nolocoasă și foarte, foarte frumoasă. Spune că fata te nu e frumos. Este într-un fel, dar... Nu. Eu văzut-s acolo. Eu fiind pe... Hai. Și... Bum. Bum. Sal babele acum. E pe toțele male acum în toți. He, boy. Repede, de ce nu dai play again? I am a legendary. Efectiv, m-am și supărat că BBD are cum brawler mai mult. Are toți trei brawler. Și așa am ajuns în showdown cu BBD. Și cu Ember. Deci, ultimul match. Așa, ok. Așa și am început și următorul meci. BBD. Bebe! Vai! Te lepede adorm cu Sandy. Sandy este bună pentru somn. Ne rup în două! Dar eu sunt de rupt în patru. Tu ești de rupt în 10. Legendary moment! Legendary moment! Ia de ce acolo le inimările alea? De ce? Eu nu am încă iubit. Ba da. Eu știu că tu mă iubești, dar tu ești tata meu. Nu eu. Le-ai cu colegul tău de bancă. Ce? Colegul tău de la glădiniță. Dar eu nu. De la fosta glădiniță. Fosta glădiniță, dacă mai ții minte cum a fost. Nu? Aceea de la doamna aia uletă din Cube City. Da. Tati! Vrei un partener? Vrei un partener care să-ți moară non-stop mai pe mine? Ultima ta! Ce-ai făcut? Ce-a fost aia? Am adormit ca să-mi iau viața înapoi.
Și nu ți-ai luat-o? Ba da, mi-am luat-o. Numai că trebuia să mă trezesc. Da, Revi. Da. Sunt foarte obosită. Promit, promit că să va fi ultimul meci câștigat. Dar Brawl Pass de la mine nu prea curând nu o să vezi. Bebe de ea. Ce s-a întâmplat? Bebe de ea. Să înțelegeți? Omul meu doarme și se duce în gaz. Nu, tati! Mama a dormit sedi! Tati m-a dormit sedi! Ce urță! Bun, și cum asta a fost cu acest episod? Da, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, subscribe și să vă abonați cu clopoțel. Toate cele bune! Pa, pa, pa!